Abuzul alimentar din perioada sărbătorilor, dar și machiajul continuu și-au lăsat amprenta pe înfățișarea multor femei care au vrut să strălucească de Crăciun și rebelion. Camuflarea problemelor prin make-up nu este o soluție, spun specialiștii, iar ignorarea acestora poate duce la agravarea sănătății pielii. Mariana Donică este cosmetolog cu un stagiu de peste 30 de ani. Esteticiana spune că excesul de alcool, alimentele nesănătoase și nopțile nedormite inevitabil afectează tenul. Iar o bună metodă pentru a-ți reface elasticitatea pielii ar fi drenajul limfatic facial. Este un masaj facial antistres care este potrivit atât pentru femei cât și pentru bărbați. Un astfel de masaj ne ajută să scăpăm de cearcăne și contribuie la o mai bună funcționare a sistemului limfatic. Dacă nu ai timp să ajungi la salon pentru detoxifierea tenului, specialistul recomandă folosirea măștilor pe care le putem găsi la farmacie. După sărbători, organismul nostru este deshidratat și pielea are nevoie de proceduri de tonificare și hidratare. Pot fi aplicate măști în jurul ochilor pe toată suprafața feței și în zona de colteului. În cazul acestei tinere ar fi vorba de insuficiența de somn și de o intoxicație a organismului. Am 20 de ani și sunt foarte mulțumită de această procedură. Mă gândesc să urmez chiar un curs de masaj facial ca să-mi refac tenul după sărbători. Am o piele problematică de care trebuie să am grijă. Cosmetologul mai spune că pentru a ne bucura de o piele sănătoasă trebuie să fim atenți cum ne alimentăm, precum și la cantitatea zilnică de lichide consumate.